Am revenit în direct, jurnal de business, Octavian Bădescu, lecțiile anului 2023, o scurtă recapitulare. În opinia invitatului nostru, ar trebui să fim atenți la chestiunile legate de monedă, la chestiunile legate de fiscalitate. Paranteză, la modul în care timp de 15 ore, de vreo 4 ori în cursul acestui an vom fi stăpânii tuturor, fiindcă votul nostru va fi cel care va conta și care va face diferența. Și toți au zero la începutul celor 15 ore, indiferent, nu contează sondajul, nu contează nimic. Pe tabela de marcaj e 0-0. Aie. La începutul meciului e 0-0. Începutul meciului e la 6 dimineața sau la 7 dimineața. Sfârșitul meciului e la 9 seara sau la 11. Da, nu, de obicei e la 21. Nu contează că unul în clasamentul FIFA e pe locul 5 și altul e pe locul 30. E 0-0. Aie. Și ar trebui să ne gândim la toate lucrurile astea care ne stau în față anul acesta, fiindcă altfel am vorbit de multe ori împreună cu invitatul nostru despre acea rotiță celebră a șoricelului în care am intrat de an bun și în care continuăm să, pe care continuăm să o învârtim în draci. Cu o idee de a ne câștiga o pâine cât mai albă. Da, și sistemul favorizează chestia asta. Asta e marea problemă. Pentru că de ce insist mereu pe chestiunea monedei, chiar dacă e aparent aridă și lumea o pricepe mai greu și în momentul în care tu pui aici bunurile, servicii, astea contează, astea sunt lucrurile reale. Și aici e o exprimare, sunt niște cifre. Dacă eu măresc acest număr de cifre, dar chestiile astea nu s-au mărit, fiecare din astea va costa mai mult. Da? Deci puterea de cumpărare va scădea. Și tot ce am eu, ca cifre, dacă se măresc... Nu contează câți bani am eu, contează câți bani am eu în totalul masei monetare. Deci dacă masa monetară crește cu o viteză mai mare decât crește suma pe care o am eu, ceea ce se întâmplă acum? Da, eu, exact, eu sunt dezavantajat. Cresc mai încet veniturile mele. Și cine intră primul în posesia masei monetare nou create, el va câștiga avantaj competitiv nemeritat, acumulând resurse și crescând cererea pentru aceste resurse, când ajung și la mine banii într-un final, eu le voi găsi deja mai scumpe și eu cu același timp muncit voi cumpăra mai puțin. Asta nu e împărțire echitabilă, m-ați înțeles? E, da. E o chestiune fundamentală la nivel economic. E fundamentală, nimeni nu vorbește despre ea. Nimeni nu o atacă, nimeni nu o abordează. Dar e decisivă. E decisivă sistemul bancar care și acum aș menține aceeași treabă, finanțarea războaielor. Nu ar exista finanțări de războaie dacă n-ar exista această expansiune monetară. Dacă n-ar exista monopolul, războaie s-ar limita la doi oameni care își dau cu o bâtă în cap. Nu distrugerile de capital care se fac. Nimeni nu vorbește despre război din perspectivă economică. Ce înseamnă război? Înseamnă distrugere de capital. Deci nu se distruge și masa monetară. Dimpotrivă, masa monetară crește, dar eu dau cu bomba peste un oraș și am terminat clădirile. Masa monetară nu se distruge, dar resursele de pământ, resursele naturale care au fost înglobate în acele clădiri, resursele de muncă care au fost înglobate în acele clădiri. Deci tot acest capital, elementele de capital se distrug și rămân mai puține bunuri și servicii la care se împarte o masă monetară mai mare. Deci războiul vine cu inflație și dăm perspectiva asta, chiar după război, pentru că rămân mai puține bunuri și servicii, dar banul nu s-a distrus. E complet eronat. Nu mai zic că ca să finanțeze războiul nu se poate finanța din taxe, pentru că nimeni nu ar contribui la stat ca să finanțeze războaie. Dar de-aia e foarte important ca oamenii să repreia controlul asupra monedei, să devină unici generatori de masă monetară, prin însă și existența lor. E ceea ce am exemplificat eu în carte și în aplicația cu banca de minute, în care omul poate deveni generator de masă monetară. Nu avem nevoie neapărat de bănci ca generator de masă monetară.
Pentru că omul a schimbat lucruri de-a lungul vremurilor și înainte de apariția băncilor. Da? Da, o invenție care are doar câteva sute de ani. Da, și care a fost pervertită, de fapt. Pentru că au început să multiplice. Înainte, banca îți ținea deoparte ceea ce aveai ca marfă, commodity-ul, cum se spune, și îți dădea o chitanță că poți să-ți iei marfa. Au văzut că oamenii nu se duc cu chitanța la bancă să-și ia marfa înapoi. Au început să schimbe între ei chitanțe, dar nu se ducea niciunul să-și recupereze marfa din spatele chitanței. Și atunci băncile au început să emită mai multe chitanțe, pentru că când dădeau chitanțele, ei luau un comision. Și au văzut că poate să obțină venituri fără să existe economie la bază. Și asta s-a păstrat până în zilele noastre și s-a accelerat și a continuat și nu poate duce decât în hiperinflație. Și ca să hiperinflație înseamnă sărăcie generalizată, implicit oamenii vor protesta. Și ca să nu se răstoarne sistemul, vine la pachet cu dictatura. Asta e viitorul care ne așteaptă. Asta e viitorul care ne așteaptă și care îl putem schimba. Pe care îl putem schimba. Ați vorbit de triada aia, banca centrală sau bănci comerciale, bancar, producătorii stat, mari și stat. Bineînțeles. Singurul care... pe care îl putem influența e stat, după părerea este mea. Statul pentru că are monopolul reglementărilor. Și fiindcă facem și noi parte... Din reglementare, reglementarea chiar asupra sistemului bancar. Absolut. Sistemul, asupra exact. Oricărui alt sistem. În stat ne putem implica, teoretic. Sigur că rămâne la nivel teoretic. De ce? Pentru că cine ajunge în stat, ca să ajungi în stat, trebuie să ai bani. Deci vedeți că de fapt sistemul bancar și marile companii decid cine ajunge la stat. Și după aceea, tot sistemul bancar și marile companii au resursele necesare ca să cumpere pe oamenii de la stat. Și ca să-și impună, dacă de la noi, de la societate, nu vine un fel de lobby, marile companii și-au securizat resursele suficiente ca să plătească oameni ca să facă acest lobby și să propună niște reglementări care le servesc intereselor lor și sunt în detrimentul atât al statului în sine, cât și al concurenților lor, cât și al consumatorilor lor. Da? Deci nu e simplu, de-aia trebuie umblat cumva la bază, tot prin reglementare, trebuie să ajungă la stat oameni care să înțeleagă aceste fenomene, să înțeleagă originea problemelor și să fie suficient de curajoși și de puțin coruptibili, puține șanse de a fi corupți și să fie și curajoși în egală măsură și cu capacitatea de a explica și de a atrage în jurul lor pe alți oameni care se gândească la fel, pentru că ei se regăsesc. Sunt absolut sigur că în multe partide, eu am mai și cunoscut de când sunt. Deci mai toate partidele au și oameni foarte ok. Deci e important. Pentru că va trebui să faci o agregare. Da. Plus va trebui să existe suport din toate forțele politice. Da, cred că ar trebui să într-o fază ulterioară. Da, cred că întâi trebuie să-i pui pe toți la locul lor, care îl merită, păi după ce te-au asuprit. Da. După ce îi pui la locul lor, trebuie să culegi din ei pe aia care sunt patrioți, ca să folosesc un singur cuvânt. Cum îi pui la locul lor? Că nu există prin rezultatul electoral. Că nu există decât o singură modalitate. Rezultatul prin electoral, vot, nu prin exact. Alte modalități. Rezultatul electoral, implicarea preelectorală, implicarea în momentul alegerilor și implicarea postelectorală, pentru că trebuie să pui și presiune pe reprezentantul tău. Observați că acum apar, chiar și la Comisia Europeană și în Parlament, apar tot felul de inițiative legislative și de legi, care ele nu emană de la cetățeni. Observați că nu emană de la cetățeni. Păi dacă parlamentarul nu e reprezentant, asta ce înseamnă? Că el trebuie să ia ce-i vine din societate.
și să promoveze ca proiect de lege. Ori el nu preia, el creează, e altcineva creează, care nu e, nu e nici măcar nu e ales. Sau nu e din societate. Deci toate reglementările care, nu știu, spre exemplu cu 6 porci în gospodărie, sau dau un exemplu la întâmplare. Asta n-a venit ca o presiune din societate. N-au venit oamenii care să zică faceți legea asta ca omul să nu mai poată să crească decât atâta și să nu mai poată să existe fel. Nu a existat așa ceva. Nu există. N-are cum să existe. Nici n-ar fi în interesul oamenilor și nici nu sunt oamenii care să ceară chestia asta. Și totuși această lege apare. Cum apare ea dacă noi avem acolo doar reprezentanți ai oamenilor, teoretic? Pentru că de la oameni nu vine. Păi, și cel care o gândește tot reprezentant, dar e deci, reprezentantul unei minorități. Deci, exact. Deci ele apar și acești guvernanți devin de fapt niște asupritori. Se transformă în asupritori atâta timp cât ei nu preiau din societate, ci preiau de la niște grupuri de interese care servesc interesul. Cine are interes să nu mai aibă omul independență? Să nu mai poată să existe competiție. Păi, marile companii. Chiar în momentul ăsta țin... Da, cine are interes? Au ce? Cuțitul și e pâine. Foarte simplu. Ne uităm la războiul din Ucraina ca la ceva, așa, e vreun război sfânt acolo. Nu e adevărat, frate. Care e rezultatul? Se cară ucrainienii din țară și populează alte teritorii și vor fi impozitați în alte teritorii. Iar teritoriile lor bogate în resurse naturale vor deveni mai ieftine ca să le cumpere niște șmecheri. Și ca să faci tămbălăul ăsta, unii vor câștiga. Cine? Producătorii de armament. Cine sunt producătorii de armament? Ia vezi de unde vin armele alea. Deci producătorii de armament, cine are de câștigat după urma acelui război? Cine are de câștigat ca să rămână teritoriul neapărat și ieftin? Resursa naturală finită și neregenerabilă, golită de băștinași care se duc și devin forță de muncă pe alte meleaguri. Deci te uiți cine câștigă după urma aia și vezi că nu e nimic, restul e o perdea de fum. Iar cine gestionează treaba asta și într-un final, indiferent că unii ridică statuie, da, a fost provocată treaba asta. Pentru că ai băgat bățul prin gard, vreau aia, vreau aia, vreau aia, și ai provocat un conflict. Din nou, n-a fost cerut de către marea majoritate, că n-au venit ucrainienii care să zică vrem NATO, vrem UE, vrem nu știu ce. Nu! Deci n-a existat o presiune populară de... Da? Și conducerea politică a introdus țara într-un conflict. Prin abordarea ei, normal că dacă bag bățul prin gard, produc conflictul. Păi poți să te gândești că poate ei au fost plătiți de alții. Sunt reprezentanții intereselor altora. Pregătite cu mult înainte. Sau o prostie. De când erau filme în care președintele juca rol de președinte. Pentru că actorul care a ajuns președinte, în prealabil, cu mulți ani înainte, a jucat într-un serial de succes în care îndeplinea rolul de președinte. Întâmplător. Pur întâmplător. Sigur, poate orice, să fie nu are nicio legătură cu realitatea. Da. Sau n-a avut până într-un anumit moment.